În ultimii doi ani, sporul natural a fost în descreștere, chiar dacă în luna iunie acestui an s-au înregistrat cifre mai bune decât în luna mai. În luna iunie s-a înregistrat nașterea a 15.230 de copii, cu 738 mai mulți copii decât în luna mai, potrivit Institutului Național de Statistică. Numărul persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna iunie a fost de 20.812, cu 199 mai puține decât în luna mai. Sporul natural a fost negativ în luna iunie de 5.582 de persoane, decedați având un excedent față de născuții vii. Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an înregistrate în luna iunie a fost de 127, în creștere cu 3 față de luna mai, când au fost 124 de decedați sub un an. Numărul născuților vii a fost mai mic, 1003 în luna iunie 2016 față de aceeași lună din 2015, iar numărul persoanelor care au decedat a fost cu 1409 mai mare față de luna iunie 2015. Sporul natural a fost negativ atât în luna iunie 2016, 5582 de persoane, cât și în luna iunie 2015, 3170 de persoane. Numărul copiilor cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 9 mai mare în luna iunie 2016 decât cel înregistrat în luna iunie 2015. În luna iunie, la oficiile de stare civile s-au înregistrat 13.625 de căsătorii, cu 1.118 mai multe decât în luna mai. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive și conform legii numărul 202 din 2010 a fost de 2.452, cu 266 mai puține decât în luna mai. Numărul căsătoriilor a fost în luna iunie 2016 cu 3.897 mai mare decât în aceeași lună din anul precedent. Prin hotărâri judecătorești definitive și conform legii numărul 202 din 2010 s-au pronunțat cu 460 de divorțuri mai puține în luna iunie 2016 decât în luna iunie 2015.